pentru o secundă nu m-am gândit să mă uit în dreapta sau ceva, frate. Nu, eu am ieșit lemn în față, frate. Lemn am ieșit în față și m-au împușcat aia din spate cu... cu curent, cu toate cele, cu... Du-te în BMW, păi nu pot să mă mai dau jos de aici, că sunt încătușat. Îi poți arăta pe Coius când poți? O să-l arăt, băieți, dacă e. Băieți, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă vă place GTA roleplay nebunile astea. Și la 20.000 de abonați facem un giveaway cu GTA 5. Cred că e al 5-lea sau al 6-lea CDK pe care îl dau cu GTA 5. Dacă vrei și tu să ai jocul, tot ce trebuie să faci este să dai un subscribe acolo, să apeși butonul de like și să fii pe fază. S-a încălzit apa sau ce ziceți? Da, urcat. Apoi la deal urcă, ce să facem? Borcanul. Eu, pe aici sunt lupi. Conduceți ușor să nu se strice mașina, domnule. Bine. Da, mă, unul furase elicopterul, frate, un copil sau ceva, nu știu, era unul random. Furase elicopterul de poliție, mă, ești nebun? Adrian Show, salut și bine ai venit, mersi frumos de subscribe. Uite un BMW aici. Și cum se va face giveaway-ul? Cum să se facă un giveaway-ul? Random se va face pe live. O să aleg pe cineva de pe live random. Ușor, ușor. Du-te la Bandițescu, acolo mă duc la el acasă. Darky, când primești unul dintre produse, îmi dai un mesaj pe Facebook cu poză și ai primit moderator. Pentru că de zis Darky, au zis mulți că și-au luat, crede-mă. Adică mi-au zis 30-40 de persoane, gata, am dat comanda, am făcut, dar nu, nu este adevărat. Flori, Mr. Angry. Salut. Florin, Mr. Angry, nu? X-Cristea, salut. Știu, îți dau șefule, ok. O, mașină de lux, suntem în vacanță, mă, băieți, dar mașina asta, dacă mergi cu mașina asta, nu atrage atenția poliției, ca și cum mai mergi cu un BMW, tuna și nebunii. Cu asta nu-ți are nimeni treaba, și aha. Pericol, casa lui e la roșu. Care, mă, la roșu? Că el era aici, mă. Nu aici l-am găsit eu, la casa asta. Cum să fie la roșu casa lui? Nu fiți nebun, că nu e la roșu casa lui. Pericol, dacă îți amintești, mi-am luat un cooler pentru laptop. Ai văzut și a băgat codul tău pe PC Garage. Nu pot să văd cine comandă, pot să văd doar prețul. Încă 17 like-uri și te joci Free Fire Battleground. Nu știu dacă mai am timp să mă joc Free Fire pentru că na. Aici înăuntru, domnule, băgați aici înăuntru pe dreapta. Aolo! Aici, domnule. Dar acum cum fac eu să ies din mașină, domnule? Cine mă poate ajuta? Trebuie să chem pe cineva. Nu? Domnilor! Să primim banii. Aici primim banii, noroc că am reușit să fur o mașină să vin după dumneavoastră, domnule. Ioi, domnule, dar nu v-ați uitat, erați amândoi, domnilor, unul nu s-a uitat dreapta să-mi zică, bă, vezi că e poliție, sau să se ducă spre ei. Domn, ce faceți, domnilor, că ne împușcă ăsta? Domnilor, nu n-am văzut, domnule, ți-am zis. Vorba aia, vorba aia, domnilor, vorba aia, am ieșit toți cacaie. Exact, domnule. Mă ajută cineva? Da, domnule, dar am scăpat. Aolo, mi-e așa frică pe aici, cine o fi pe aici? E cineva? N-a venit domnul Bandițescu.
Nu pot să mă dau jos că sunt încătușat. Aoleu, păi și nu avem... un pic. Haideți să cerem ajutorul mafiei, domnule. Ești dat în urmărire, nu sunt eu dat în urmărire. Au... Pericol ești cel mai superturul pe care îl cunosc. Mersi frumos, Mihai. Adică clește. Domnilor, cum îmi dau cătușele astea jos, domnilor? Că nu pot, domnilor. Trebuie să vină cineva. Haideți să mituim. Vine? Aveți noastră niște prieteni? Domnul, dar era la... Ar trebui, stați să mă uit. Aoleu. Bag, mersi frumos de subscribe. Vreau un ponei. Disconnect. Dar nu vreau să dau disconnect, mă, băi. Trebuie să găsesc pe cineva. Pleacă, măi, de aici. E o zonă periculoasă. Fugi de aici. Aoleu, aoleu, ce s-a scris în chat, am văzut, da. Cer scuze, era altcineva cu o voce dubioasă. Scuze. Nu vine domnul Bandițescu aici. Uite ăsta, îmbrăcat în negru, n-are... Este Trex Life, bine. Mai așteptăm puțin, haide să mituim, haideți în oraș, domnule, să mituim un polițist, să-i dea cătușele jos. Nu, mai bine îl chemăm aici. Păi cum să chemăm un polițist aici? Aoleu, pericol. Domnul Becali e pericol, n-avem cum să mituim un polițist, cred că. Dar cine e pericol, Becali? Ia? Nu știu, domnule. Nu știu. Am o idee, chemăm un polițist și stăm cu armele pe el. Să-l dezlegi. Da, domnule, să chemăm, da, dacă vin mai mulți. Aia e problema. Dacă vin mai mulți, stați pe poziție, aveți arme. N-am arme. Fiți atenți, eu n-aveți niciunul armă la voi? În momentul ăsta nu am. Este aici sus, arba, că văd ceva. Ioi, a venit cineva. E mâinile sus, că ne împușcă asta. Aoleu, nu trageți. Oh, am leșinat. Lasă pus jos. În mașină, nu-l vezi. Nu știm, domnule. Nu e niciun pericol aici. Păi nu e nimeni. Eu sunt, uite, domnul, de aici, eu sunt. Domnul, sunt aici în mașină, domnule. Eu de ce nu-l aud pe ăla? Eu nu vă aud, domnule, din mașină. Eu nu vă aud, domnule, din mașină. Ăla din mașină cine e? Eustache. Becali. Deci tu ești pericol, da? Nu. Băiatul blond. Băi, blondule, tu ești pericol. Ele, da. Dar de ce-l căutați pe pericol? Treci la zid acolo. De ce-l căutați pe pericol? Treci la zid acolo, pescuți. Am înțeles, a venit prietenul nostru hackerul, cred. Aoleu! Bombardează! Aoleu, ce e aici? Ioi, ia foc iarba, ia foc, fugeți că ia foc iarba. Păi da, dar acolo nu trece de... Sau trece? Aoleu, dacă ajunge la mașina mea, vă dați seama. Numai bine se... Nu ajunge, ce bine. Bine, bine, foarte bine. Băi, de ce îl bați, bă? De ce l-ai bătut, mă? L-am bătut pe blondul. Bă, era NPC. Ah, okay. Bă, stai jos, nu te sui. Stai jos. Domnul, de ce îl căutați pe pericol, domnule? Băi, vreau să știu care e pericol acum. De ce îl căutați? Păi, ăla era pericol, domnule. De ce îl căutați, domnule? Asta e întrebare. De ce îl căutați? A fost omul lui Banditescu și trebuie să-l iau de aici imediat. Restul care nu sunt pericol o să fie martor, o să fie omorâți. Deci mai bine spuneți acum cine e pericol. Domnule, sunt eu aici în mașină, domnule. În spate, deodată sunt... Restul la gard, acum! Sunt încătușat. Acum! La gard, hai! Toți! Băi, la gard am zis, nu pe motor. Dom'le, dar a zis acasă. Salut, sunt nou pe aici. Salut, Retroman, dar cred că te-am mai văzut. Aha, domnule, v-a căzut casca.
Păi se vede fața. Ce ați făcut, mă, la mașină? S-ați blocat-o? I-am furat cheile. De drumul, de aici pune-te-n tufiș unde sunt și ceilalți. Ce l-o liniștit pe om.